Vă salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou clip de pe Endoiros serverul Tiger Ghost. Eu sunt Taker, vă urmă să cât mai bună, boy, și în clipul de azi o să dăm în alchimie. În primul rând vreau să vă zic că mâine o să vină următorul clip din seria de 2000 de alastoare, deci țineți-vă tare pentru că o să intre bine. Sunt curios de cum mai stă piața la alchimie. În clipul de azi, mamă, 11, un diamant, un mitic! Bă, ce se întâmplă aici? Legendarul? 3 în 80? Și anticul? 2 în 50? Pai de viața mea, nouă, e clar. 100 de antice pe azi. Băi, le încercăm pe toate. Deci încercăm cele 100 de antice. Pentru că mi se pare că merită destul de... merită destul de ok investiția asta în diamante, personal. Adică sunt ceva... Mamă, dar sunt multe pe piață, frate, nu sunt oricum. De data asta chiar trebuie să fiu foarte, foarte atent, fraților, să nu mai îmi iau vreo țeacă, pentru că, știți și voi, am cumpărat, cred că de vreo două ori, un diamante antice la 8 ani și ceva. Ia să dau ană, diamant antic și poate e vreunul la 8 ani pus acum. Nu mai e niciunul pus la 8, bine, măcar că nu mai e pus la 8, că era prea de tot. Beca, hai să mergem să le luăm pe ăstea la 1 ani 3... La 1 în 30 prima dată. Mi se pare cel mai ok. Mai am aici niște pietre arme norice luate din cuferele astea la store. Bă, deci de-abia aștept să intre la store ăștia cum trebuie. 19. Aici abia aștept să intre la store-ul. Posibil să intre și șarpele, dar până atunci mai avem și serverul Dracon pe care trebuie să facem level 90. Încetul cu încetul. Hai să vedem cum stă situația cu diamantele astea antice. Care însumează în jur de 130 de oni. Cred că o să dau pe toate, pe 100 de antice. Ok, bun, s-au luat câteva. Câte mai am nevoie? Bun, mai am nevoie de 9. Iar e unul măcar și-a pus shop-ul la, în mama lui. Uite-te și tu că nu-l găsesc. Ah, bă, băieți, deci cei care vindeți alchimie, puneți, frate, alchimia lângă alchimist, vă rog eu frumos. Ca să nu se mai stea 100 de ani așa. Uite că am și niște cufări de ăsta cu Mori Ohara. Licoare XL, brățară beril. Ia, mi-a dat brățară cu dublu precizie? N-a fost, bă, cu dublu precizie. N-a fost să fie. Dublu precizie? Dar stai că... Asta cred că trebuie plusate, bă. Ia, bărțar lacrimă cer plus 7 am văzut acolo. Bă, dar parcă trebuie să aibă 2 precizie, mă, la plus 1. Doamne, ce urât. Chiar urât, sincer. Aia nu e bai. Băi, deci din 100 de antice... Eu sper măcar la un strălucitor. Deci dacă facem un strălucitor în 100 de antice, bă, suntem top. Top rău de tot. Poate unii dintre voi o să ziceți că e cam mult, dar mie personal mi se pare foarte, foarte ok. O să verificăm și baba imediat să vedem dacă avem noroc sau ghinion. Eu sper sincer să fiu să avem ceva noroc. Am auzit că este sclar văzătoare. Aolo, vraja karma. Avem și ghinion. Fraților, urați-mi noroc prin apăsarea acelui buton de like. Vă rog eu frumos, hai să strângem peste 200 de like-uri la clipul ăsta. Pentru că mâine oricum va urma un clip rachetă. Și hai să vedem. Bă, începem cu nebunia. Alchimistul este aici. Și una a ieșuat, doi ieșuat, nu, că dacă a ieșuat 2-1 după celălalt, se știe că schimbăm de pe CA1, fraților, pe CA6. Pentru că, practic, suntem pe minus 2 și cere un CH par. Aie, nu mai zic nimic, situația e certă. Aici, hai să vedem. Minus 3, minus 4, bă, minus 5? Mamă.
Minus 4. Minus 5. Nu, că dau jos talismanul ăsta. Deci avem minus 5, fraților, până acum. Minus 4. Minus 5, minus 6. Minus 7. Minus 6. Minus 7. Minus 6. Minus 7, băi, dar mai lasă-mă și pe mine. Minus 6. Minus 5. Minus 6, iarăși. Minus 5. Minus 6. Minus 7. Minus 8, nu te cred. Minus 9. Minus 8. Mamă. Daună totală, fraților. Acum trebuie să meargă toate la mitic. Ca să ne scoatem. Unul a mers. Unul a ieșuat. Altul a mers și ăsta e full. Și încă unul a mers. Bă, a mers bine la mitice. Deci a mers bine la mitic, că dacă nu mergea bine la mitic, noi nu ne scoteam. De data asta. Aie. Nu e cea mai bună situație în care m-aș putea afla în momentul de față cu diamantele, dar nici cea mai slabă. Deci nu am avut niciun diamant momentan. Vă să fac la sfârșit calculul. Și din 130 de oni, cât o să mă ducă pe mine toată experiența asta cu clipul, cred că am o șansă să rămân pe profit. E o șansă destul de bună dacă merge totul cum a mers ca și până acum. Dacă nu, s-ar putea să se întâmple o extorsiune de degajament. Bun. Hai, uite-l pe ăsta. În sfârșit, bă, era aproape. Deci era aproape și ăsta cu diamantul lui antice. Îmi place că se farmează foarte mult alchimie. Deci chiar iubesc treaba asta. Unul în 33. Se pare că s-a dus și piața puțin mai sus. Foarte puțin. Este cam la un 1.35 și cred că o medie o să fie 133 de oni. Mi-a zis cineva că mai sunt și jadele ieftine, dar nu cred că o să vreau să încerc pe clipul de azi la jad. Personal am zis că încep cu diamantul și cel mai bine se termine cu diamantul până la urmă. Adică cred că am avea o mică șansă la strălucitor din 100 de ani. Ce sunt curios cum o să meargă situația, dar nu recomand să faceți asta acasă, fraților. Deci dacă sunteți mai slab de inimă, nu faceți lucrul ăsta, pentru că știți și voi, ai posibilitate foarte mare să pierzi când faci 1 versus 1 cu alchimistul. Și eu de cele mai multe ori, într-adevăr, am și ieșit pe profit în multe cazuri, foarte multe cazuri aici pe YouTube, nu știu cum naiba. Dar cunosc foarte multe cazuri la care s-au și lăsat după ce au făcut 1 versus 1 cu alchimistul. Deci fiți atenți. Fiți atenți, fraților, și jucați responsabil. Bun, hai să vedem în continuare. Bun, acum suntem plus 1. 0, minus 1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 0, minus, minus 2, minus 3, minus 2, mamă, bă, dar mai lasă-mă, minus 1, 0, minus 1, 0, 1, 0. Bă, suntem pe 0 data asta. Dar treaba a mers splendid. Hai să pun, bă, o să pun talismanul ăla de data asta. De fapt nu, mă pun pe mini, pun pe mini și după aia dau. Hai să vedem. Eșuat 2. Haide, bă. Bun, a mers 1, 2, 3 și ăsta e full. Eșuat. Bă, dar până acum au mers numai așa, frate, câte 3. Și unul full de fiecare dată.
Deci mereu același tipar. Unu full, două goale din câte 100. Chit că a mers mai bine la anti, chit că a mers mai prost. Și mă așteptam să meargă mai ok. Nu știu ce să zic. Mai avem diamante antice pe aici, avem la 1-36 super multe. Erau de schimb bun în Yang. 15 în Yang. Hai să vedem și mergem direct către diamante și avem aici Kratos 9, dar să căutăm și mai să căutăm mai exact shop-ul în care băiatul nostru are aceste diamante, pentru că v-am zis, nu știu ce se întâmplă, de ce ai pune diamantele pe undeva pe aici. Asta nu înțeleg, bă, și ca idee, uitați-vă, fraților, cât de mulți playeri sunt în bazar, deci în bazar pe Tiger Ghost, mi se pare demențial. Dar pur și simplu, odată cu bazarul ăsta, s-a stricat puțin din farmec, din farmecul jocului, chiar s-a stricat. 1 în 36. Pentru că nu mai e parte de PvP. Deci odată cu bazarul ăsta a dispărut și parte de PvP. Aia din map 1 clasică, ca să zic așa. O tot la 1.36. Bă, dar ăștia și pentru 4, pentru 20k, 30k. Puneți-l, frate, direct un 1.35k și gata, măcar să simtă un kk acolo, nu 100k. Că la 100k nu se simte nimic, sincer acum. Bun, vreau să văd după treaba asta cum stă situația pe miticele full, pentru că sunt destul de curios, să fiu sincer acum. Mitic cu full 14 uni și ăla cu apărare magică tot 14, ce să mai. Deci ar veni 14 uni. Noi dacă le punem la 13 uni 50, avem 27 de uni doar din mitice, practic. Dar cred că o să încerc să le las la 14, pentru că mai avem ceva magazin premium personal, așa că nu ne grăbim. Am aici toate diamantele astea, zice, direct pentru ultimul try. Ar fi 96 de ani până la urmă. Și începem cu plus 1, plus 2. Plus 2. Mamă, 0, nu vine să cred. Minus 1. Minus 2. 1. Minus 2. Minus 3. Mamă, e clar. E iar o pagubă, dar e infectă. Minus 2. Minus 3. Minus 3 iarăși. Minus 2. Minus 3. Minus 2. Minus 3. Minus 4, era clar. Minus 5. Doamne, iar un panorama, bă. Și acum, hai să vedem. Eșuat. Eșuat. Mers. 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 Eșuat. Clar, bă, mereu a dat așa. Și acum hai să vedem la claritate cum merge situația. Avem un clar, două clare, trei clare și un perfect. Bă, a mers foarte bine la claritate. Deci la claritate chiar a mers ok. Și le-a dat și full. Lucru destul de top. Iar hai să facem acum un mic calcul. 96 de antice. Deci facem un mic calcul, fraților, 96 de ani ori 1,34, ce să mai, o medie. Ar veni undeva la 128 de uni. Iar eu în momentul de față am un diamant mitic care pe piață este 11 uni. Deci ăsta a mai rămas, 11 uni. Diamant full 13 ori 50, ăsta cu atac și ăsta cu apărare 14 ori. Deci asta înseamnă, nici nu o să mai pun 50 ca la socoteală. 27 cu 11, 38. Plus clarul.
30 de uni, clarul, bă, să zicem că îl punem și noi la 28, 28, 66 ar veni. Și cu miticul, 69, să zicem că îl punem și noi la 66, 132 de uni. Deci n-am ieșit pe minus, am ieșit chiar puțin pe profit, dar, hai, la 67, dă-l măsa. Am avut noroc extraordinar de mare, fraților, la claritate. Fără claritate am fi fost duși. Hai că pun o mică pauză, fraților, și revin și cu o mică de prezentare de cont pe server țară românească. Bun, fraților, am revenit cu o platformă puțin mai complexă pe serverul țara românească de vânzare. O platformă destul de interesantă, aș putea să zic, formată din 5 conturi cele mai importante. Contul se vinde gol, deci gol, mă rog, exact cum îl vedeți voi aici. Avem un pet level 86, berserker antrenament vânător, 16.1 PV, foarte multe side-uri, level 3 campion, după cum am spus. Aproape full P-uri, fără risipă și fără skill-ul nou, P-ul la transformare, G1 precizia, 27 de puncte la cal, G5 mineritul, biologul terminat, bineînțeles, alchimie perfectă, PVM opacă, doar că Onyx-ul trebuie schimbat cu unul cu blocare corporal. La obiectele mele n-avem nimic interesant, deci chiar nimic interesant pe aici. Costum aură, bineînțeles, pe cont. 3 inventare aproape deschise, o carte a cailor, militare, doamne ferească, mă puteam să zic tablițe. Bă, pe aici nu prea mai avem mai nimic, dar punem pauză și revenim cu o șamancă destul de interesantă. Fraților, acesta este șamanul de level 1 campion al platformei. Mai avem încă un șaman zmeu cu peuri pe care o să vi-l arăt imediat, dar și ăsta este destul de interesant. Deci, este vorba de un șaman de level 1 campion cu talismanul de gheață plus 10 luat. Asta nu se poate negocia, nu se poate îmbunătăți, poți doar să-i pui, poți doar să-i pui bonusuri. Biologul nu cred că este foarte avansat deoarece este caracter transferat de pe server Tempest și după cum am zis, după cum bănuiam, așa este. Contul vine cu următoarele skill-uri pe care le puteți vedea aici și P-ul la chemarea fulgerului este cel mai important. Avem o alchimie legendară care, să fim sinceri, nu cred că o să fie nimeni interesat de ea, adică, dar este aici. Adică nu mai poți fi interesat de alchimie legendară, fraților, la level 1 campion. Chiar e, nu mai e de ce, adică sigur cine o să ia contul ăsta o să dea toată alchimia jos. Un razador tip 5 aici de nivel 103, destul de interesant, berserker obstrucție antrenament. La capitolul MD-uri nu mai avem. La obiectele mele nu mai avem nici aici nimic. Da, nimic. Wow, what the fuck, ok. 3 inventari deschise. Hai să citesc și ori. Respingerea ambuscadă. Încă una pentru succes. Ia uite mă că a mers respingerea, bun. Hai punem pauză și revenim cu alte caractere de pe cont. Acesta este și șamanul care cred că este căsătorit cu ninja-ul, cu Surau, cred, nu sunt 100% sigur. Dar avem pe el cam ce trebuie, în sensul care avem 3 P-uri la buff-uri, G7, G2 conducerea, deci stăm super bine pe șaman, blestemele, na, biologii la blesteme. La obiectele mele nu prea mai avem nimic, iar pe platformă, fraților, mai există un cont care deține un ward de nivel 90 cu P-ul la aură și pe lângă lucrul acesta mai sunt încă două subcaractere level 63 respectiv 65 cu P-ul la aură tot pe acel cont și încă un cont cu un surat nivel 62 cu P-ul la 30, deci foarte, foarte ok. Măi, cine e interesat de cont, mă găsește pe Instagram, shop-ul Metindoro, și acolo postez toate conturile, fraților. By the way, ninja-ul de pe Polyphemus s-a vândut. Pentru cei care mă urmăriți pe Instagram știți despre ce este vorba. Eu am fost Taker, v-am pupat, ciao!